Din 13 consilieri în funcție, sunt 13, dintre care doi absenți, domnul Dragu și domnul Roșu. Ședința este legal constituită. Spune-mi la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Da. Împotrivă? Abțineri? Da. Dau cuvântul domnului primar să citească ordinea de zi și să aprobăm. Bună ziua tuturor! O primăvară cu frumoasă doresc tuturor de domnul Comunei Cașin, tot la treabă, prin propriile locurile și administrații locale pe drumurile comunale și în zonele unde avem depozitate deșeuri adunate de foarte mulți. Punctele pe ordinea de zi sunt următoare. Un proiect de hotărâre de privind alegerea președintelui de ședință, un proiect de hotărâre privind modificarea și convertirea hotărârii al numărul 54 din 14 aprilie 2020 privind constituirea politică pe domeniul de specialitate al Consiliului Local Cașin. La punctul 3, un proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Și la punctul 4, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și drepturi vorbite de care în anul 2021 de către persoane de acte de muncă beneficiare de ajutor social cu primul legii 46/2001 privind venitul minim garantat. La punctul 5, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a registrului al Comunei Cașin. La punctul 6, un proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și atribuire în procedură de atribuire directă sau licitație publică și a comisiei de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire directă, licitație publică privind închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al Comunei Cașin. La punctul 7, un proiect de hotărâre privind indexarea chirilor și ale devenții la imobilele închiriate și concesionate. Și propun spre aprobare două puncte pe ordinea de zi, pentru suplimentarea ordinei de zi. Un proiect de hotărâre privind hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 14/2020 de închiriere a spațiului farmacie și cabinet medicină internă. Și un al doilea proiect, un proiect de hotărâre tot de modificare, de modernizare a zonelor de interes local, de aprobarea indicatorilor care vă spuneam în ședințe anterioare. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Propuneți-mi la președinte de ședință. Domnul Geandru, ziceți. Eu propun ca viitor președinte de ședință pe domnul Flintoară. Sunteți de acord? Sau mai zic dacă propune? Sunteți de acord. Deci, domnul președinte, continuăm cu următorul punct. Punctul 2? Pe 3 luni, da? Pe 3 luni, da. Un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local din 14/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate în Consiliul Local Cașin. Domnul Gic Zănescu, dacă nu este prins în nicio comisie, fiindcă a fost rogat în ședința de luna decembrie, mai rugăm încă o dată, dacă este de acord, să se înscrie într-o comisie de specialitate. Deci, în Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărare, Ordine și Liniștii Publice, a tuturor cetățenilor. Da. Va fi compusă din Băncila, Ana Mirela, Zănescu Gheorghe, Dragu Adrian. Da. Doamna Băncilă, ce lucruri rapoarte, vă rog. Da, pentru primul punct de ordinea de zi, raportul de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărare, Ordine și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor. Analizăm proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136 alinia 6, alinia 7 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre.
Iar pentru punctul 2, raportul de avizare, Comisia pentru Administrație Publică Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizăm proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 54 din 14.12.2020 privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136 alinia 6 și alinia 7 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Ultima punctul 3 de ordinea de zi, un proiect de hotărâre privind analiza statului și descrierea datelor registrului agricol și a stabilit măsuri pentru eficientizarea acestei activități. În urma auditului și pe registrul agricol avem o serie de atribuții de îndeplinit și trebuie să aprobate în ședința de consiliu local. Analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol este stabilirea măsurilor de eficientizare a acestei activități ca un urmare a măsurilor stabilite de auditul public intern, evaluarea modului de derulare a activității de întocmire și ținere la zi a registrului agricol din cadrul unității administrative ca și rezolvată după cum urmează. La registrul agricol știți că avem responsabil doamna Ilica Comăneci și avem un set de măsuri printre care ținerea la zi la zi a registrului agricol, ținutul format electronic și format de hârtie și interconectarea acestuia cu registrul agricol național. Registrul agricol, întocmirea de volume separate, registrul agricol nu respectă categorii stabilite prin norme. Deci avem niște date stabilite de audit, în care trebuie să facem niște măsuri. Unde sunt? Nu au fost luate, trebuie corectate. Și avem niște termeni. Chiar avem termeni și până în 31.12.2021. Dacă anumite registre agricole nu respectă categoriile stabilite prin norme, se vor completa. Înregistrarea în registrul agricol la tuturor persoanelor fizice și juridice trebuie să trecute în registrul agricol și evidența trebuie completată. Unde nu sunt respectate termenele de declarare a datelor în registrul agricol, trebuie să fie respectate normele tehnice de completare a registrului agricol, în cazul în care persoanele fizice și juridice nu respectă termenul de declarare a datelor în registrul agricol. Solicitarea de la cetățenii comuni a declarațiilor TIP întocmite, actualizate și parafarea acestora convențiunea data față de pentru registrul agricol, volum, poziția, acestea nu sunt întocmite sau înregistrate, trebuie să înregistrate. Persoanele juridice care sunt înscrise, trebuie să înscrise în registrul agricol. A clădirilor, a terenilor, în baza declarației de propria răspundere, făcute către capul gospodăriei sau unit la acestuia, de către un membru major al gospodăriei, datele dat în fața secretarului general al Comunei Cașin, faptul sau în fața notarului public, la misiune diplomatice și cu oficiile de consulare ale României, tot așa avem un termen până în 30.06.2021, deci un set de măsuri, eu am citit câteva, sunt 22 de măsuri care au un termen limită până la sfârșitul anului 2021, dumneavoastră le-ați, dacă nu le-ați citit, le-au fost încărcate pe site-ul primării și vă puteți informa. Deci un set de măsuri în urma auditului care trebuie să făcute până la sfârșitul anului 2021 pe compartimentul agricol. Pentru că trimestrial, conform normelor, trebuie analizate și luate măsuri de Consiliul Local. La totul de avizare. Da. Bună ziua, stimate doamne, bună ziua, stimate domn, bună ziua, invitaților. Comisia pentru Programare de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, dar în proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local din 19 a 11
2016, ca urmare a aparținării valorilor cantităților de lucrări a terenilor pentru de executare. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrat domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind indexarea chiriilor și a rezidențelor la imobilele închiriate și concesionate, în conformitate cu articolul prevederilor 125. Curățarea șanțelor de scurgere a apei rezultată din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale a mărăcinișilor, a plumaiilor, întreținerea acolo. Cosirea și curățarea șanțelor, îndepărtarea plumaiilor și deformatarea acestor perioada lunilor de primăvară-vară. Lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice din instituțiilor publice din Comuna Cașin, îndepărtarea resturilor vegetale a plumaiilor, vopsirea și reparația gardurilor. Alte lucrări de prevăzute respectă necesitare care apar în locul anului. Un set de măsuri care au făcut și în anii anteriori, se fac și în continuare și acum sunt lucrătorii la fase 16, sunt pe teren în Curița. Iar după cum ați observat, am deplasat în pot, la alte, la pot, aproape de domeni, și mulțumim pe această cale și celor care s-au alăturat consilieri locali și cetățeni din pot, au fost alături de noi la curățenie. Avem în fiecare peste 20-30 de persoane care fac curățenie. Am profitat de vremea frumoasă, n-am mai așteptat luna martie și am ieșit la curățenie în anumite puncte și mai avem și în alte puncte și pe această cale, tot încă o dată cetățenii comunicați să depoziteze
corespunzător în poverile din fața porților, care sunt pentru strictul necesar, cu regulări menager, să nu depozităm și alte resturi materiale de mers, pietriși, fiindcă, după cum am spus, am să fac împreună cu consilierii niște activități așa inopinate în care am să verific pubele și unde vom găsi depozitate alte materiale necorespunzătoare sau dacă avem informații că am venit cetățenii am încă Dunaile pe larbea râurilor, aș ruga să fiu informat cât de repede și chiar printr-o poză și va fi sancționat cu amendă usurătoare. Raportul de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Oamenii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. Analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. În conformitate cu prevederile articolului 125 și articolului 136 alinia 6 și alinia 7 din ordonanța de guvern numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscului a comunei Gaș și județul Bacău. Iar am un material destul de stufos, ce vrea să studieze cu atenție, poate să studieze și acest material de interpretare și de site-ul primării. Acest plan de analiză de acoperire a riscurilor îl facem în fiecare an cu ajutorul celor de la riscul Bacău. Avem un comandant care ne consiliază în acest, de la Bacău, în acest domeniu și care de la întâlnirea planului și sunt măsuri care trebuie să respectate în caz de calamități, de inundații, de cutremure, de incendii și concurența Comitetului Local de Situație de Urgență este informată din primar, viceprimar, secretar, doamna doctor, reprezentantul farmaciei, polițistul Comunei Cașin, directoarea Comunei Cașin, preoții Comunei Cașin și diversi agenții economici mai importanți din comună, care în cazul unor calamități naturale pot da o mână de ajutor cu utilajele care le-au în dotare și să ne ferească Dumnezeu de calamități naturale. Raportul de avizare, Comisia pentru Administrație Publică și Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, adresatul cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor a comunei Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolului 136, alinia 6, alinia 7 din ordonanța de guvern numărul 57, pe 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la aprobarea, la adoptarea, pardon, proiectului de hotărâre. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare și Atribuire în procedură de atribuire directă sau licitație publică, și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la procedura de atribuire directă în licitație publică pentru închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Cașin. Nu știu dacă mai am de spus la aici, nu? Suprafețele care se scoate. Deoarece, asta este un deoarece doi fermieri au renunțat, au reziliat contractul de suprafețele care le aveau în punctul Bolzești și în punctul dealul Stănii, considerăm că trebuie să spațe din nou la licitație în primăvara acestui an. Acei fermieri au vândut acele animale, au reziliat contractele și din partea Consiliului Local, când va fi stabilită Comisia de
organizarea licitației publice, avem nevoie și de un număr de câți consilieri? Minim 3. Adică minim 3 va fi comisie. Dacă doriți să participați, cum ați participat și la anul trecut la comisia de licitație, câțiva consilieri, puteți să vă hotărâți astăzi în cerința. Dacă nu vă spuneați, ce după termenii care au venit? Dacă s-au avut în dealul Stănești în punctul Bulziș, sunt Ghiuță Gelu și Pomăneci și Cervoia Adrian. Mulțumesc mult! Da, și eu am lăsat să se Raportul de avizare. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrația domeniului public și privat al comunii, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și atribuire, procedură de atribuire directă sau licitație publică și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire directă în licitație publică pentru închirierea unor suprafețe de pași aflate în domeniul public, în domeniul privat al României, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind contul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct de ordine de zi este un proiect de hotărâre privind indexarea chirilor și a redevenției la imobilele închiriate și concesionate de către Primăria Cașin. Spate la închiriere sau concesiune de anumite imobile, printre care și dispensarul și farmacia Comunei Cașin, trebuie schimbată prin hotărâre de Consiliul Local, cum a fost resemnat postul primar, trebuie să aprobat acordul de Consiliul Local, actual prima casă, singura modificare care se face. Primarul Comunei Cașin, Aurelia Cosmin, pentru schimbarea denumirii la fostul primar cu actualul primar la contracte de închiriere cu ofertații declarați câștigătoare la licitații publice. La farmacie și dispensarul comunal, exact ce m-a spus mai devreme. La 8, da. La 7. 7, la 7, la 7. Avem punctul 7 în proiect de indexare a chiriei și redevenția imobilor închiriate și concesionate. Da, pe dreptate. Începând cu data de 3 ianuarie 2021, se indexează chiria și redevența în conformitate cu indicii de inflație de 2,63% la imobilul închiriate din Consiliul Local, ca și unor persoane fizice și juridice, pe care urmează. La dispensarul medical, consulte și teren aferent, dr. Ionescu Steva, chiria sau redevența, începând cu 1 ianuarie 2021, este de 552 de lei. Deci, deci respectate, da, indexarea doar de nu numai la dispensar și la, și la farmacie. Teren domeniul public, 50 de metri pătrați, beneficiar Mușu Maria, Mușu Maria, 2037 de lei. Teren în stația autobuz 10, adică 8691, dispensar medical, am spus, 552, pășune domeniul privat,
lotul nou oprit cu corpului de 430 hectare, întreprinde individuală de Rămâi Valerul 1745, pășune în domeniul privat, lotul 7 oprit cu corpului 430 hectare, la Renția Vasile 1747, pășune în domeniul privat, lotul 8 oprit cu corpului 430 hectare, la Drăgoi Ticușor, 1745, pășune în domeniul privat, lotul 10, la Dabrău Sărat, 6,5 hectare, 2668, pășune în domeniul privat, Bremile Ardean, 24.631. Mai trebuie doar vă rog? La Bremile Ardean? La Bremile Ardean, 24.631. Pășune în domeniul privat, lotul Pulziș, 48 hectare, Comunei Maria, 20.592. Pășune în domeniul privat, lotul 2, 48 hectare, Comunei Maria, 21.552. Pășune în domeniul privat, lotul 5, 30.9 hectare, întreprindere individuală Comunei Ciprian Păstăl, 143.000, adică 1.430.000. Farmacie, 136 metri pătrați, teren aferent, 31 de metri pătrați, aici era Difan, teren Eonești, 1.815 lei. Teren 10 metri pătrați, 10 bitbon, teren Eonești, 444. Teren și clădire, 10 cabine stomatologic, Raluca SRL, 127 de lei. În total, 2.320.000 de lei. Prin prezența hotărârii se comunică pe toate prevăzute prefectului de Cipatou în termen de 10 minute de la data adoptării. Secretarul General al Comunei Compartimentului Compartiment Buget Finanțe e venit în vorbă ce la mitire prezenta hotărârii. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, arătând proiectul de hotărâre privind indexarea chiriilor și a rezidenței la imobilele închiriate și concesionate, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57, pe 2019, privind votul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Din cele două puncte suplimentare, deja am prezentat, cu schimbarea de numiri, din primarul actualul primar. Trecem la următorul, la ultimul punct de ordine a legii. Proiect de hotărâre privind la favoarea indicatorilor pentru modernizarea drumurilor de interes local. După cum am spus în ședința de luna ianuarie, avem acum și indicatorii făcuți pentru drumurile de interes local de Comuna Cașin. În urma expertizei, în urma recalculării de către firma de proiectare, avem alți indicatori, fiindcă sumele nu mai coincid cu cele de acum 4 ani. În această perioadă am făcut o adresă și către firma Transcarpat, ca în termen de 10 zile să remedieze ceea ce e aplicat pe drumurile comunale și nu la firma respectivă, nu la aceste măsuri. Deci aceste măsuri care le-am luat în această perioadă au fost cu... Am avut un consilier juridic, ne-am sfătuit cu cei de la FIR Iași și, după cum vedeți, sunt niște pași de urmat, dar tot îmi pun speranțe în acest proiect că reușim să ducem la multe cinții în vara acestui, în vara acestui an. Valoarea totală a investiției
conform doilor indicatori, în tot timp se ce rutier pornesc SRL 4, privind actualizarea vestului de indicator în vederea vizării la fir și de demarerea procedurii de licitație privind atribuirea contractului de lucrare. Firma de proiectare a dat niște valori, zic eu, destul de mari, de 62 de miliarde, cu totul TVA de 74 de miliarde, dintre care valori eligibile a investiției finanțate de AFIR. Deci AFIR-ul ne-ar ajuta cu 43 de miliarde, fără TVA, cu totul TVA, 51 de miliarde, din care au fost cheltuiți 8 miliarde pe, prin core și terasamentul care s-a făcut prost. Valoarea neeligibilă a investiției ce va trebui finanțată din bugetul local, aici este o sumă destul de mare, de aproape 20 de miliarde fără TVA, cu totul TVA 23 de miliarde 600, din care construcții plus în montaj, 15 miliarde fără TVA, 18 miliarde cu TVA. Sumele astea, în prima etapă, ne-a speriat. Că noi, Consiliul Local, trebuie să contribuim cu o sumă destul de mare. Din discuțiile care am purtat cu Consiliul Juridic, cu doamna specialistă din primărie, doamna Mihaela Măgureanu, cu cei de la AFIR, cu proiectantul drumurilor de interes local, domnul Mâsă, cel de la Conex Rutier, chiar dacă sunt mari, fiindcă ăstea sunt trebuie actualizate după la câți ani și trebuie să încurajăm consultele să participe la licitații, cei de la AFIR mi-au spus, dați hotărârea pe Consiliul Local, trimiteți indicatorii în următoarele zile la noi pentru a încărca pe site-ul AFIR-ului. Ne-am consiliat cu ei și ne-au spus că după ce dăm hotărârea pe Consiliul Local, în termen de maxim 30 de zile, AFIR-ul ne va da o cheie pentru că putem să facem la licitație. Eu m-am rugat să nu doresc zile, 30 de zile, să doresc mai puțin, să scoatem la licitație mai repede, ca să mai economisim timp. Chiar dacă nu avem bugetul, fiindcă bugetul, după cum vedeți, nici acum nu-l avem, în anii anteriori au fost la jumătatea lunii martie, dacă l-am avea la sfârșitul lunii martie, ar fi bine, dar noi până atunci, dacă putem scoate la licitație, să economisim timp, chiar dacă nu avem bugetul, ar fi un lucru bun. Și după ce avem bugetul, dacă sumele coincid și ne putem acoperi cheltuiala noastră din Consiliul Local, putem semna contractul cu firma care va câștiga licitația. Dar firma poate să fie firmei care licitează cu preț maxim. Nu trebuie să ne sperăm că sunt peste 60 de miliarde. Poate o firmă licitează cu până în 50 de miliarde. Poate fi o concurență și avem șansele ca o firmă să câștige lucrarea cu până în 50 de miliarde, să nu contribuim noi din bugetul local cu o sumă de 17 sau 20 de miliarde. Poate contribuim cu o sumă de mai mică, de 10 miliarde. Cea mai putea primi de la firmă, cu suma care am putea să o acoperim noi din buget local, cu Consiliul Județean, ar fi bine, din ce m-am consiliat cu consilier juridic, cu consultor și cu cei de la FIR, să dăm astăzi o dărâgare de Consiliul Local și să înaintăm documentația către AFIR cu acest indicator. Raportare, Doamne? Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local din 19.3.2016, ca urmare a actualizării valorilor și cantităților de lucrări aferente retului de executat și expertizei tehnice pentru proiectul modernizare drumul de interes local în comuna Cașa, județul Mateu, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alineat 6 și alineat 7 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019,
privind votul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Cine dorește să fie la urmă? Ce rog adică eu? Și eu îmi dau, da. Poți. S-a scris domnul Timi. Bună ziua tuturor! Vă doresc o primăvară frumoasă și sănătate, în primul rând, să vă ferească Dumnezeu de cap. La proiectul 2 de ordine de zi, privind modificarea și proiectarea hotărârii Consiliului Local numărul 54 din 14-12-2020, privind constituirea comisiei pe domeniul de specialitate al Consiliului Local, într-adevăr s-a reparat o greșeală, o eroare, să zic așa, să nu fiu critic, o eroare materială prin care codul administrativ spune că fiecare consilier trebuie să facă parte din cel puțin o comisie. S-a explicat și pentru asta vă felicit că ați revenit asupra hotărârii și ați reparat acea greșeală. La punctul 3, proiect de hotărâre privind analiza stabilă de înscriere a datelor registrului agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Într-adevăr, această hotărâre se dă să înscria, este obligată Consiliul Local de a veni cu propuneri și cu... pentru... Trimestria, da? Pentru eficientizarea acestei activități și eu vă spun, fac o și primar, băi, acum ați la primar, aici sunt cam prost la acest capitol, poate să va angaja un om acolo să facă mai multă treabă și să fie mult mai... să vină la serviciu pentru a munci, fiindcă sunt mari la poli, la registrul agricol. Învățarea lui lasă de loc. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii numărul 416/2001. Într-adevăr, în fiecare an, în luna februarie-martie, se aprobă acest plan de acțiuni, în general de curățenie și alte activități care se pot face cu acest beneficiar. Și să vă zic, pot la treabă domnul viceprimar, să-i urăduiți cum trebuie și să facă treabă. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Caș. Într-adevăr, acest plan trebuie avizat de către ISU Bacău. Este obligație prin conform legii. Nu avem ce comenta la acest punct. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare și Atribuire în procedură de atribuire directă, licitație publică și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la procedura de atribuire directă, licitație publică pentru închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Cașa. Am aflat astăzi că doi dintre cei doi fermieri au rezidiat contracte, probabil că s-a părut suma mai foarte mare, dar ei au citat-o până la urmă. E problema lor, va fi spus la licitații, dacă vor fi multe oferte pe acele locuri, vor fi mai mulți fermieri, va fi la licitații. Dacă nu, vor fi mai voi, probabil va fi o lexare directă, cum spune legea. Dar n-ați numit aici, aș trece mai departe, după ce vă numiți pe consilieri. Aș da numit consilieri. Faceți propuneri, aici nu s-au numit. La urmă? Da, că sunt la urmă. Da, dar deja dezbatem cum de ordine zi. Păi propuneți dumneavoastră. Eu propun eu. Da, eu tot suntem la urmă. Eu propun cu domnul Slavu, cu domnul Geantă și cu domnul Dragoi. Am și eu propunerea. Stați așa. Stați așa, da. Și dumneavoastră câte propuneți că-ți vei ieși. Da, dar așa să propunerea. Da. Prima propunere, a dumneavoastră, a doua, domnul Geru, spuneți.
Da, propunerea mea, numărul 1, domnul Soroiu, numărul 2, Lică Ubroiu și numărul 3, domnul Gică Zernescu. Gheorghe. Bun. Trebuie să desemnați și supleați. Da, supunem la urmă. Da, da. Eu zic să le faceți niște. Bun. Există să suficient de după aceea. Propun și eu. Da, sigur. Pe domnul Geantră, pe domnul Silviu Obroiu și pe domnul Nică Obroiu. Nu am nimic patetic. Să știți, când propuneți și când se va forma comisia, trebuie să aveți în vedere că și persoanele trebuie să fie disponibile. Da? Că o să fie chemate la primărie în timpul zilei. Și să aibă și, eu știu că domnul Nică Obroiu este undeva și izolat. Și am ce fost în comisie și în acum. Mai dăm niște și alții. Dar știu că v-a spus și izolat săptămână și n-a spus. Da, datorită serviciului, după cum să știi, dacă să nu pot să particip la... Deci și asta vreau să aveți în vedere și disponibilitatea membrilor. Atunci rectificăm în locul domnului Obroiu, că doamna Comănici. Echipul, Pe la fel, la fiecare membru, către un studiant. Deci sunt multe diferite, dar poți să participi în comisia de legislație. Deci, ai întrebat și altceva. Deci, domnul Slavă, sunteți de acord? Ca eu să fac parte din comisie? Da. Nu, poate. Îmi pare rău. Domnul Geandră. Eu sunt de acord, mă sacrific. Domnul Dragomir. Da. Domnul Soroiu. Nu. Domnul Ivoproiu. Nu. Nu poate. Domnul Zărnescu. Nu. Deci avem așa, domnul Gianca Zărnescu. Da. Și la Nichifor, nu. Bun. Domnul Silviu Proiu. Da. Da. Deci ar fi o comisie, domnul Geandră, domnul Dragomir și domnul Silviu Obroiu. Asta ar fi primă. Deci de aici. Sunteți de acord cu asta, da? Deci vine Geandră, Dragomir și... Bun, deci să fie comisiile de 5 până la urmă, da? Păi o să mai trebuiască să fie și cineva din primărie care să coordoneze. Că nu știți. Da, da. Fii de 5. Da, de 5. Acolo v-a dat de poziție primară. Da. Am vrut numai de poziție, am întrebat. Acolo ia ceva. La supleanță atunci la cine ne propuneți? La domnul Geandră, domnul Dragomir și domnul Prosediu. Preați? Nu trebuie să fie. Ba da, ba da. Haideți că sunteți responsabilitatea, trebuie să... Și după aceea o să mai trebuiască să numiți și pentru comisia discuționare, iar contestați-vă. Da. Hai, frumos. Da. Bun, numiți-vă la Bordean, Bogdan, la Sfântean, trebuie să faci, da? Și dacă vreau și dumneavoastră. Trebuie să alegi asemenea activități. O proiect. Da. Da. Mulțumim de toți. Da. Da. Și încă cineva?
Păi 2 ani tot. 3 ani. La contestat ce e cu? Păi cine mai era rămas? Doamna, trecem pe doamna. Doamna, ca supleană, o să... Ca să fim definitiv multe. Ok. Bun. La Comisia de Soluționare. Contestații. Sperăm că nu ajungem la contestații. Au fost. Îi trecem pe cei de la supleanți la contestații și invers? Sau... Haideți ca să completăm tot din conținere, nu trebuie să aibă activitate. Nu știți-mă tot. Când ei au contestat acea licitație prea bine, instanțe de contestat, când au făcut și plângi plenală la parchela de nea, a fost parchet în primărie, care a ieșit de zile bine, comisia a ieșit foarte bine și a fost datoria, nu cred că ar fi bine să facă în această comisie, fiindcă unul din cei care vă face, dacă va fi contestație, vor crede că... Așa. Domnule, asta e adevărul. Și eu la fel, nici eu nu vreau să fac parte din comisie, pentru că și eu la fel am fost anchetat. Adică mai aia că ziua am fost anchetat, președinte. Și dumneavoastră, da. Adică, chiar dacă noi suntem fonou, eu vă spun că și acum, comisia, doar face treaba corectă. Dar ei au suspiciuni, fiindcă au nivelul lor de pregătire, atât cât au ei, cât pot să-i scândească, tot timpul sunt suspicioși dacă au pierdut, deci că a fost avantajat celălalt. Așa că nu are rost, vă spun sincer, nu că nu vreau, sau nu știu despre ce este vorba. Știu foarte bine, dar nu pare ca să mă creez discuții aiurea comun. Acum 10 ani când am organizat o licitație, n-am avut asemenea probleme, au fost mulțumiți toți fermierii, n-au fost... A fost totul altceva atunci. S-a fost atunci, a fost plângeri plenară, a fost dată judecată primăria, dar nu se dăm pentru că nu se dăm cum alege atunci. Ba da, a fost. Ce ar trebui să o dezbat? Oamenii au pus fermierii, au pus contractele până la final. Da, sigur, a fost contestația atunci. A fost și atunci contestația. Așa că... Domnul primar, o întrebare. Dar contestații trebuie să facă neapărat parte din opoziție? Dar chiar așa, supleanți. Uite, nu vreau supleanți la ăștia.
Cine mai rugat? Cine? Domnul Soroiu, doamna Nichifor și aici ceva? Și atât. Și doamna Bărbăcine? Păi da, dar pentru cerință. Asta e. Nimic la lucru. Dacă știți, vedem, Sfântul și domnul Dragu. Da, și domnul Dragu, pentru că încă este activ. Domnul Roșu este bolnav. Deci nu, hai să nu e bolnav, da. Da, da. Domnul Dragu. Domnul Dragu. Dacă vine, dacă nu vine, cine vine? Și da, dacă e rezolvat. Da, să punem la vot, nu? Da, sigur, da, e cel mai corect. O să trec la punctul 7. Proiectul trebuie privind indexarea chirilor și a intervenției la imobile închiriate și concesionate. Acest proiect se face în oară, în fondul contului fiscal, în funcție de indice de inflație. Cum a fost inflație, automat chirilele și intervențiile s-au majorat la cei care au concesionate sau închiriate vânduri la consiliul local. Au mai fost două puncte instrumentale prin care s-a modificat hotărârea. Unde primarul Soroiu a fost locuit cu primarul Corenia, este totul legal și ok. Iar la drumuri, am văzut că este o diferență, într-adevăr, de la manoperă, manopera s-a mărit într-un astfel guvern, de la prețuri și la ceva de licenții care a făcut constructorul inițial. Acolo, dacă el nu a venit la adresa dumneavoastră, dacă aceste deficiențe de bani, eu vă spun că trebuie dat în judecată. Fiindcă după ce am rezolvat contractul, eu i-am pus notificare la ANAP pentru că nu și-a dus la îndeplinire contractul cum a trebuit. Ca să recuperați acei bani. Dacă instanța va pronunța favorabil, atunci primăria nu va pierde acei bani. Cam atât am avut de spus. Mai am o rugăminte, doamna secretar și domnul președinte de ședință, cel puțin, măcar pe perioada mandatului dumneavoastră 3 luni, la fiecare ședință după Consiliul Local, pe se face cu dumneavoastră unul, vor fi făcut și 2-3, să puneți un punct în plus, diverse. Acolo se discută probleme de ordin social și economic în comun, problemele cetățenilor. Ei, oricum le discutați. Vă spun că la mai multe primării și chiar primării și în orașe au un punct cu ordine, de ultimul punct, diverse, ca să nu mai existe acel că legea cum normal spune, că fiecare consilier, consilier local, trebuie să vorbească strict pe ordinea de zi. Nu să vină cu altceva, având diverse. La final, poate să vină să zică, venea de ori, iar nevoie, nu știu ce s-au apăsit ca antimania, da? Vă mulțumesc frumos, să lucrați în proces verbal și cred că este bine ca la fiecare și zis să avem acest punct pe ordinea de zi. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos pentru încrederea acordată. Conform codului administrativ, președinții de Consiliul Local spune că dacă unul din consilieri are luat de cuvânt de durată mai lungă, se poate să pune la vot într-o majoritate simplă, ca să limităm timpul avocat fiecare. Nu cred că e cazul deocamdată. Dar ținând cont de ședința precedentă, când domnul consilier a ieșit afară în ședință, ne-a lăsat pe toți aici, s-a dus să caute angajatul primăriei, să-l aducă să confirme, să infirme, mi se pare că e anormal. Nu putem face așa ceva și n-am văzut nicio ședință de consiliu local în alte localități, întâmplându-se sau și au avut loc asemenea evenimente. Mulțumesc de multă înțelegere și faptul cum ați ascultat și pentru colaborare și ședințe de succes. Conform codului administrativ, avem și doar etică. Da? Da. Într-adevăr, ce a spus este adevărat, dar spune acolo că poate, cum ar fi simplu, să aprobe limitarea consilierilor la 1, 2, 3 sau așa, dar dacă aceasta este prins în planul de organizare la Consiliul Local. Dacă este prins în ce am aprobat noi în ședința trecută, da, dacă nu, nu. Dar și bineînțeles, dacă consilierul aduce insulte, calumnii sau vorbește pe lângă subiect.
Vă mulțumesc mult. Dar să știți că în Consiliul Local la Caș s-a întâmplat mult mai bine decât cea de un nas capul și tot. Doar am amintit, doamne. La această domnul consilier Soroiu, eroarea nu-i la mine. Eroarea a fost în decembrie, când am întrebat toți consilierii să se înscrie în comisii de specialitate. Și nu a spus nimic, că ați zis că vorbiți în numele de fiecare consilier, că sunteți lideri de grup, și i-ați lăsat fără să se înscrie în comisii de specialitate. Nu am dat răspunsul. Planul de lucrări, pe legea 416. Concetățenii s-au mirat când au văzut că atâtea persoane la ajutor social pe drumurile comunale și pe, în zonele unde sunt depozitate gunoaie și câte gunoaie am găsit în această primăvară. Eu am mai fost primar în 2008-2012. Eu n-am văzut atâtea DC-uri aruncate normal de alibi de lucruri și în anumite puncte la proapă, de noi și cu Andrășești și în Curița, dar am ieșit cu toți, n-am atâtat primăvara, am luat 5 metri de cauciuc și eu și viceprimar, am coordonat persoanele de la pasă 16 și am făcut o curățenie cu cot la groapa de gunoi, în Curița, la stadion și mai avem și alte puncte și rog concetățenii când văd persoane de la ajutor social care se deplasează cu furci în mână, să vină în sprijinul nostru, să ne dau bună dator, să facem mai repede curățenie, fiindcă, ia uita, vremea ne permite, și vom face un bun la gospodării, așa să facem și pe drumurile comunale și în zonele vulnerabile unde se aruncă gunoaie. Tot că vine primăvara și lumea are tendința să depoziteze cât mai mult din gunoaie la pubele de gunoi. Atenție! Fac pozii, deschid capacul la pubele, mă uit și mașina de gunoi, mă deplasez cu consilieri, cu polițiștii, nici nu știți unde apar. Nu aș vrea să depoziteze cum s-a depozitat în anumite puncte, copaci, împreci, mânecuși, pietriși, să depozităm în pubere numai cu noi menajeri. Iar sticla și cartonul, mai ales cartoane imbibate cu apă care trag mult la tonaj, să le pot depozitezi în containerele aferente în punctele respective. Astfel încât putem diminua cantitatea de tonaj. Dacă în decembrie am avut 17 tone, cel mai mare cantitate, acum a fost ianuarie, februarie, o lună mai lejeră. În fiecare săptămână am colectat câte 10, 12, 13 tone. Sperăm să păstrăm aceeași linie, să nu depășim 12-13 tone în fiecare săptămână. Dar dacă facem această muncă de teren și conștientizăm cetățeanul să depoziteze spiritul necesar la pubele, vom rămâne cu acest tonaj ca să nu plătim pietrișul și lumegușul la groapa de gunoi. Am avut făcut niște informații în Cocheța, în Vlașca, azi dimineața am fost în Curița. Este un mare entuziasm în frânt comun, cu branșamentul gratuit la gaz. Acest program este la nivel național, nu numai comuna Cașul face cereri pentru branșament gratuit. Cetățenii pot veni din Cașul și din Curița la noi, la primărie, zi, consiliem să-și întocmească dosarele, să vină cu copia de buletin și cu actul de proprietate al casei, îi întocmim dosarele, de gras grid, fac extindere de gaz până la 2,5 km. Acum și cu un director. Eu în gras și am informat cetățenii ca să capete încredere, deci am rugat cât de repede să vină cât mai mulți cetățenii, că dacă că tu în Vlașca sunt 10 dosare de pursii sau un poti sau sunt 15 cei de la gaz grid, își fac un cantor, există potențial ca să extindă conducta, să recupereze bani în cât mai sportiv. Dacă la Curița este o extindere de 2,5 km, 3 km, pe drumul fierilor poate fi mai de scurt, scurtă distanța, și sunt un număr de 40-50 de dosare, noi am vorbit și cu directorul de la Delgaz, Redi Bacău, și cu domnul director la Unești, care ne-a păstriat pe acest domeniu, să avem cât mai multe dosare și din Curița,
Și chiar dacă nu au cadastre, putem face noi un plan de situații în primărie, să-i ajutăm să-și întocmească dosarul mai repede, să avem și din urmă cât mai multe dosare, ca să avem șanse să ne le aprobe dosarele pentru grade până la poarta omului, să facem presiune pe ei, fiindcă avem gaz în comun și, păcat să nu avem extinde și pe celelalte drumuri comunale. Da, asta a fost concluzia de la final. O primăvară frumoasă și sănătate. La fel. Deci înainte să ne ridicăm. Mai zic încă o dată comisiei, da? Deatru Ștefan, Dragomir, Gheorghe, Ocroiu, Silviu. Supleant, Bordean, Bogdan, Ocroiu, Lică, Vasile, Băiocică, Mirela. Și la Comisia de Contestație, fiind doamnă Cojocea Ion, Zărnescu, Gheorghe, Slavu, Gheorghe. Supleant, Soroiu, Daniel, Nichifor, Adina, Dragomir, da? Da. 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 Până la vot. Până la vot, pentru toate votările.